Candidații înscriși la concursul pentru obținerea unui post de director al unităților școlare din județ au trecut de prima probă a examenului, aceea a testului Grilă, unde s-au prezentat 208 candidați. În urma evaluării acestor teste s-a obținut un procent de promovabilitate de peste 82%. Examenul pentru ocuparea postului de director în învățământul preuniversitar din Neamț s-a încheiat cu prima probă, lucrarea scrisă, probă la care au participat 208 candidați. Dintre aceștia, 204 s-au prezentat, a fost un singur eliminat pe motivarea că a completat teza cu creionul, 169 au promovat, ceea ce înseamnă un procent de promovabilitate de 82,75%. Prescris diferența, cât sunt 35. Inspectorul școlar general Viorel Stan consideră că organizarea unui asemenea examen a fost o probă de responsabilitate maximă pe care instituția pe care o conduce a trecut-o cu brio. Acțiunea aceasta a fost o acțiune de amploare și a determinat mobilizarea a peste 1200 de oameni. E vorba despre membrii comisiilor de evaluare, despre observatori, despre candidați. Din punctul nostru de vedere s-a desfășurat în condiții absolut normale, iar din punct de vedere al corectitudinii și felicității examenului, suntem de primul mulțumit. Noi nu am dat absolut nicio observație din partea celor participanți. Conducerea inspectoratului școlar se preocupă în această perioadă de asigurarea condițiilor corespunzătoare de desfășurarea celorlalte două probe de concurs, respectiv analizarea CV-ului și a interviului pe care candidații trebuie să-l susțină în fața comisiilor de examen. În această perioadă sunt planificate cele două probe de concurs în așa fel încât să nu se suprapună. În perioada 7 octombrie 17 noiembrie se desfășoară celelalte două probe, proba de CV și proba de interviu, probe pe care le planificăm la ora actuală și le vom transmite presei și respectiv vom informa candidații. Suntem absolut convinși că și cealaltă probe se desfășoară în condiții absolut normale de corectitudine. Rezultatele la proba scrisă au oferit și surprize la care puțini se așteptau. Printre cei 39 de candidați respinși la proba scrisă se află și nume de actuali directori ai școlilor romașcane: Lucica Prăgescu, director adjunct de la școala numărul 5, Alexandru Ioan Cuza, Leonard Văcaru, director plin al Colegiului Danubiana, Ioan Popa, director plin de la liceul cu program sportiv. A mai fost respinsă și candidatura profesoarei Mariana Butnaru de la Colegiul Petru Pone, unde, spre surprinderea multora, au promovat proba actuală directoarea Gabriela Dascălu, dar și profesoara Dana Păiuș, consilier local PNL.